Serviciul Armatei României în școli este un proiect derulat de Ministerul Apărării Naționale pentru a doua oară și cuprinde peste 70 de licee și școli din țară. În acest context, reprezentanții ai Centrului Militar Județean Giurgiu au fost astăzi prezenți la Colegiul Ion Maiorescu, unde le-au prezentat elevilor importanța sărbătoririi Armatei Române și a carierei militare. Din anul 1830, anul înființării Armatei Române moderne, până în 1951, în tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituții. Aflată în centrul atenției publice, mai ales după războiul de independență de 1877-1878, Armata a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălțării Domnului, devenită, după primul război mondial, Ziua Eroilor. Liceenilor le-au fost prezentate filmulețe cu aspecte importante din viața soldaților români, în sala de sport a liceului fiind prezenți și tineri care au participat în teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak. Misiunile sunt caracter informatic de pregătire. Acolo este un teatru de operații. De asemenea, structurile militare le-au prezentat elevilor oferta educațională a colegiilor militare, institutelor militare și a centrelor de instruire pentru soldați gradați profesioniști. Pentru accederea la aceste instituții militare de învățământ este necesar întocmirea unui dosar de candidat, susținerea probelor de selecție, probe de selecție constând în testare psihologică, probe sportive. Candidații care sunt declarați apți la aceste probe vor susține examenul de admitere la una din instituțiile militare de învățământ. La acțiune au mai participat elevi și studenți ai colegiilor militare care le-au împărtășit liceenilor aspecte din viața de cadet. Academia Forțelor Aeriene este o instituție de învățământ superior care se bucură de un prestigiu și de o calitate a învățământului superior. În sala de sport a liceului a fost organizată și o expoziție cu o parte din armamentul de infanterie din dotarea centrului militar. Cei care se simt atrași de această meserie sunt așteptați la Centrul Militar Județean Giurgiu, unde se pot informa despre primii pași necesari pe care trebuie să îi faci pentru o carieră în armată.